două ședințe de consiliu în care consilierii PNL și majoritatea din Consiliul Local a decis să proroge o hotărâre care privește spitalul CFR din Ploiești. Având în vedere importanța deosebită a acestui subiect, suntem în fața dumneavoastră să lămurim câteva aspecte legate de acest proiect de hotărâre. Ce mai faceți? Suntem în conferință de presă. Așa, un fel de aplicare. Deci, bun. Desigur. Simona, dacă vreți mai. Da, deci a fost un exercițiu de imagine pe care l-a desfășurat astăzi domnul primar și noi înțelegem foarte bine acest lucru pentru că intrăm într-un an preelectoral, suntem în an preelectoral și intrăm în an electoral. Așa că ne-a pus în față un proiect de hotărâre de preluare a spitalului CF în condițiile în care, și acesta a fost și argumentul nostru în plen, în 24 mai 2023 s-a dat o ordonanță de urgență care legiferează, creează cadrul legal ca aceste spitale să fie preluate de unitățile teritorial-administrative, de primării, de Consiliul Județean, fiecare cum își exprimă intenția sau capacitatea de a prelua aceste spitale. Ulterior, Ministerul s-a văzut în ipostaza de a da un anunț în care se explice foarte clar perioada de depunere și ce documente trebuie să se afle în spatele cererii de preluare a acestui spital. Deci vorbim de 24 mai, când a fost publicată ordonanța, 18 iulie, ziua când Ministerul a făcut anunțul și a explicat care sunt pașii de îndeplinit pentru a solicita preluarea și 31 august 2023, ultima dată când autoritățile teritoriale puteau să-și exprime această intenție. Noi ne-am trezit astăzi, în data de 7 noiembrie, la 68 de zile după ultimul termen, cu acest proiect de hotărâre. Deci, proiectul nu mai poate fi aplicat că s-a încheiat perioada de depunere, proiectul nu mai are un cadru legal pe care să-l putem și a fost chiar o întâmplare în timpul ședinței de Consiliu când doamna secretar n-a putut efectiv să invoce cadrul legal pentru că el nu mai există și mai mult de atât, în spatele proiectului, mergând așa într-o variantă din aceasta în extremis în care domnul primar pentru o bună imagine și un exercițiu de imagine ar putea să facă să se întoarcă zilele și data de 31 august să fie mâine, nu 8 noiembrie. Deci presupunem prin absurd că domnia sa are această capacitate extraordinară. La hotărârea de Consiliu ar fi trebuit în spatele hotărârii să fie anexate niște documente. Capacitatea și bunitatea financiară. Acum, nu spun o noutate nici pentru presă, nici pentru ploieșteni. Ploieștiul este într-o situație atât de dramatică încât prioritatea zero pentru noi devine să avem bani să asigurăm agent termic căldură în apartamentele ploieștenilor. Nu spun că siguranța pacienților din spital nu este importantă, dar spun că această capacitate și bonitate. Cred că nu se întrerupe conferința de presă cât de curând, pentru că nu mai suntem în mediul în care am decis. Deci, în spatele hotărârii de Consiliu ar trebui să existe fix aceste documente, ca și proiectul program de dezvoltare și modernizare a întregului sistem de sănătate. Documentele nu au fost prezentate nici în perioada 24 mai, 18 iulie, 31 august, și nici măcar în acest moment, adică astăzi, când suntem în afara perioadei de depunere a acestui proiect. Domnul primar, este așa cum am anunțat, este o declarație de presă și o conferință de presă a grupului PNL. Vreți să vă alăturați declarației PNL? Vă mulțumim foarte mult pentru înțelegere.
Declarația este referitoare la o hotărâre de Consiliul Local. Declarația este referitoare la hotărârea Consiliului Local. Votul consilierilor s-a dat în această clădire, nu la partid, așa că mi se pare că suntem în spațiu cel mai potrivit pentru a comenta. Acestea au fost motivele pentru care astăzi s-a luat decizia prorogării acestui proiect. Repetăm, nu că nu ne-ar interesa situația spitalului de pediatrie și aici probabil colegul meu, domnul Sârbu, va vorbi mai mult despre spitalul de pediatrie ca membru în Consiliul de Administrație de la spital. Deci nu punem pe plan secund acest rolul acestui spital sau necesitatea asigurării acestui spital. Eu sunt cea care la sfârșitul lunii trecute într-o interpelare în cadrul Consiliului Local am atras atenția asupra riscului seismic de grad 2 pe care l-are spitalul, lăsând impresia că l-am surprins pe domnul primar. Nu era deloc surprins, era un alt exercițiu de imagine. În acea ședință a spus că este treaba exclusivă a consilierilor locali și a consiliilor de administrație. Am luat act de poziția domniei sale și astăzi în ședința Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal, care este o altă unitate sanitară din Ploiești, dar de data aceasta cu risc seismic 1, adică, Doamne ferește, și la un vânt puternic mai cadă o cărămidă, nu doar la un seism, s-a luat decizia în unanimitate ca i-am solicitat în regim de urgență până pe 31 decembrie această unitate sanitară să fie înscrisă pe lista spitalelor care se află în risc seismic. O altă surpriză, dacă vreți, pentru domnul primar, tot în luna mai când a apărut această ordonanță, a apărut și ordonanța 49, care este dedicată exclusiv unităților sanitare aflate în risc seismic. Se numește Programul Național Mihail Cantacuzino. Este adresată exclusiv primăriilor, deci povestea cu trebuie să decidă consilierii locali este un alt exercițiu de imagine. Doar primăriile pot aplica, pot înscrie spitalele care au fost expertizate pe această listă. Din mai până în noiembrie, domnul primar spune că n-a știut de existența acestei ordonanțe. Chiar și președinta CEA-ului de la noi, de la Spitalul Municipal, a spus că n-a știut de existența acestei ordonanțe. Cert e că astăzi am făcut un pas, în unanimitate, membrii Consiliului de Administrație au reușit să dea această hotărâre și să impună un termen ca până pe 31 decembrie Spitalul Municipal să fie trecut pe Programul Național Mihail Cantacuzino, repet, dedicat în exclusivitate spitalelor aflate în riseismic. A fost, e o paranteză, faptul că am vorbit de Spitalul Municipal, a fost doar o dovadă că nu suntem insensibili sau imuni la stadiul avansat de degradare în care se află cele două unități sanitare. Din nefericire, suntem în fața unui primar care vrea să facă doar joc de imagine în fața consilierilor și indirect în fața presei și indirect în fața ploieștenilor. Da, în primul rând am vrea să remarc faptul că domnul primar a venit în cadrul ședinței și a acuzat comisia de buget, i-a dat aviz negativ la acest proiect privind preluarea spitalului. Doresc să vă spun că, ca președinte al acestei comisii, într-adevăr am dat aviz negativ, deoarece această preluare, acest proiect, nu se încadrează în cadrul legal pentru a fi preluat. De aici, colegii mei, cu 3 voturi de abținere și cu 2 voturi pentru, avizul a fost negativ. Cu toată supărarea domnului primar, vreau să vă spun sincer că și eu și colegii mei din comisie și colegii mei din Consiliul Local ne-am căsăturat, așa cum am precizat și în cadrul ședinței, de minciunile domnului primar. Oameni. Deci se vede clar că dânsul a intrat în campanie alături de domnul prefect, alături de PSD. Deci ca să vii într-o conferință de presă și să spui că
tu ai înființat societatea Termo, care dă apă caldă și acum și căldură plăieștirilor, e o mare minciună, pentru că a fost tot timpul împotrivit. Noi, consilierii locali ai PNR-ului, ne-am zbătut din răzbuteri, am mers până la Consiliul Concurenței, am mers la București de o trei ori, ca să putem înființa și colegii mei care sunt de acolo au luat toate măsurile de bună funcționare a acestei societăți. Mai mult decât atât. Tot dumneavoastră vine în Consiliul Local și spune că, pentru doamne, astăzi v-am auzit spunând că dânsul, în sfârșit, dă ploieștenilor gigacaloria cu 220 de lei. Mare minciună, nu dânsul dă. Consiliul Local a aprobat ca ploieștenii să plătească în iarna 2023-2024 același tarif la acea galorie ca și anul trecut, adică de 222. Tot Consiliul Local au luat toate măsurile și a fost de acord ca Termo să se împrumute cei 80 de milioane pentru a plăti gazele la prețul de 150 de lei. Dacă revenim la acest proiect, într-adevăr, se impune și noi suntem de acord. Deci toți consilierii locale pe PNL suntem de acord să găsim soluția de a rezolva odată pentru una problema spitalului de pediatrie. Dar nu uitați, că acum vreun an jumate, domnul primar a venit cu mare tanta și ne-a spus așa: oameni buni, eu fac un spital regional la proiect, Banca Mondială și așa mai departe. A adus pe cineva de la Banca Mondială, ăla a întomit vă două tip acolo ca să le bage în față Consiliul Local și pentru care a luat aproape 100.000 de euro. Sări pe asta că nu s-a făcut nimic. Acum, sincer vă spun, peste noapte, eu n-am auzit decât de dimineață până acum, peste noapte a visat dânsul aseară, haideți ca să le ascult vă la colegilor și specialul de la Simona Păpescu, colega mea, care a spus că spitalul de pediatrie se află în gradul 2 de seismică. Am găsit soluția. Deja a început de dimineață, am început pe aici, că a găsit soluția, a rezolvat, gata, a spus spitalul ce pere. Băiatule, nu poți să vii în fața Consiliului Local, că n-ai nicio dovadă. Nu ți-a dat nimeni nicio urtie să scrii se aprobă preluarea spitalului de CPR la OAT Ploiești. Înseamnă că ceva nu se întâmplă la Masardă. Adică, sincer vă spun, nu pot să faci așa ceva. De aceea am rugat colegii mei și am fost și eu de acord să prorogăm acest proiect de hotărâre până îl aprofundăm, până cineva întreabă la secretarul guvernului, la Ministerul Transportului. Băi, sunteți de acord să ne dați? Nu. Care e soluția de preluare? Și atunci mergem în Consiliul Local, discutăm și nu avem niciun potrivit să-l preluăm. Situația, într-adevăr, așa cum am spus, Spitalul de Pediatrie din Ploiești se desfășoară activitatea în trei spații. Birourile ale pe bulevard, Spitalul pe Eminescu e Spitalul de Pediatrie, Bătutor Vladimirescu avem policlinică și suntem foarte, foarte înghesuiți. Deci nu avem locuri, avem și copii care stau doi în patru, ca să nu mai spun că ăia micuții mai sunt și părinții care unii dorm pe scaun. Deci trebuie să găsim soluția respectivă. Și doamna manager Anca Miu a încercat să intră săptămâna trecută la domnul primar și vreau să vă spun că m-a chemat după ce acolo domnul primar și domnul primar s-a purtat oribil cu dânsa și-a dat afară din birou, m-a chemat domnul președinte, vicepreședintele Consiliului de Administrație la Pediatrie, m-a chemat la spital și mi-a spus: vă supărați, nu vă supărați pe mine, eu de azi încolo nu mai intru în birou primarului municipiului Ploiești. Și am întrebat-o și eu, bineînțeles, am liniștit-o primul rând și i-am spus: stea liniștită că toate problemele care le are primăria Ploiești se vor rezolva, că suntem și noi acolo trei consilieri sau în Consiliul de Administrație și putem ține legătura între spital și municipalitate. Restul? Vă spuneam că în spatele acestei hotărâri sau adresei transmise către Secretariatul General al Guvernului de preluarea spitalului, sunt necesare mai multe documente și printre ele e nevoie și de o prezentare a unui plan de management. De ce invoc acest lucru? Spitalul CF din Ploiești este unul din cele mai apreciate spitale de către toți ploieștenii. El este un spital care a fost cotat în ultimii ani ca fiind cel mai curat spital din România.
Ploieștenii au o încredere și o adresabilitate totul și cu totul specială față de acest dar. Ei bine, în momentul în care vii cu un proiect care în spate are riscul seismic a spitalului de pediatrie, se înțelege că proiecția domnului primar e să scoată toate secțiile din spitalul CF și să mute pediatria, pentru că nu suntem copii să ne imaginăm că în cap am două spitalele în aceeași clădire. Deci acest proiect sau plan de management al asistenței medicale invocat de minister ca document obligatoriu e tocmai pentru a securiza ce se întâmplă cu medicii, cu secțiile, cu paturile care există, pat în sens de capacitate de tratare, care există în spitalul CF. Noi nu putem spune închidem spitalul CF ca activitate sau îl mutăm unde, în cazul Ploieștiului, la spitalul municipal, unde nu e risc seismic 1, 2, e risc seismic 1. Deci mutăm tot ce a făcut acolo doctorul Totolici cu echipa minunată de acolo, îi scoatem ca să ducem spitalul de pediatrie. Deci suntem într-o situație în care trebuie să găsim, repet, soluție alternativă pentru spitalul de pediatrie și de asta insist pe ordonanța aceea 49, programul național Mihai Cantacuzino. Este inuman să gândim că vom închide unul din cele mai bune spitale din Ploiești, acest spital CF, pentru a salva sau a da o nouă șansă spitalului de pediatrie. Ele nu pot funcționa în niciun caz în aceeași clădire. Gândiți-vă că acolo sunt cadrurile disperate de oncologie. Nu le putem muta oriunde.